Guvernul Ciolacu urmează să adopte ordonanța austerității, prin care intenționează să economisească 8 miliarde de lei în ultimele două luni ale acestui an. Viitorul act normativ prevede înghețarea cheltuielilor publice în lunile noiembrie și decembrie, inclusiv plata compensațiilor salariale obținute prin hotărâri judecătorești. Una dintre măsurile guvernului de reducere a cheltuielilor prevede interzicerea festivalurilor și a concertelor organizate de primării cu bani publici. Măsurile destinate atingerii cotei de deficit bugetar prevăd plafonarea cheltuielilor publice și se aplică strict în anul 2023. Prin această ordonanță de urgență, instituțiile și autoritățile publice locale nu vor putea finanța, din fonduri publice, organizarea de evenimente comunitare, precum festivaluri, concerte, competiții locale sau festivități tematice, cu excepția celor finanțate din donații și sponsorizări și a evenimentelor de sfârșit de an și zile oficiale ale unităților administrative. Autoritățile publice care nu vor respecta aceste prevederi vor fi pasibile de amenzi substanțiale în cuantum între 2.000 și 20.000 de lei. Pe de altă parte, sunt înghețate și cheltuieli importante, precum lucrările publice gestionate de Compania Națională de Investiții sau plata eșalonată a salariilor obținute prin hotărâri judecătorești. Tranșele neplătite până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plătesc în anul 2024, se mai precizează în proiectul de ordonanță de urgență a guvernului.